Maria Constantin s-a născut într-o frumoasă zi de martie în micul orășel Bălcești din județul Vâlcea. Primii pași în muzică i-au fost îndrumați de către tatăl său. A avut o copilărie liniștită, dar a fost marcată de boala mamei și de lipsa tatălui, care era plecat mai mereu la muncă. Când a crescut, a început să-și însoțească părintele în turnee și să cânte împreună cu el pentru a suplimenta veniturile familiei. A început să studieze serios muzica, îndreptându-se către pian și flaut, și bineînțeles canto. Pentru Maria Constantin, scena este locul în care se încarcă cu energie pozitivă. Marea mea pasiune pentru muzică a început la vârsta de 3 ani, în momentul în care părinții mei au descoperit că vocea mea, într-adevăr, trebuie pusă în valoare. Într-adevăr, părinții joacă un rol foarte important în educația copiilor și mai ales în educația muzicală. În momentul în care ai sprijinul părinților, visele tale pot fi mult mai ușor realizabile și împlinite. Părinții mei au jucat un rol foarte important în cariera mea artistică. Mi-amintesc cu mare drag de tatăl meu, care, polinstrumentist fiind la ansamblul Doina Gorjului, a încercat să-mi insufle această dragoste pentru folclorul românesc, deși eu la momentul respectiv, studiind muzică clasică, flaut, am terminat liceul de muzică Constantin Brăiloiu. M-a ajutat acest lucru foarte mult, pentru că este altceva în momentul în care cunoști, ai cunoștințe muzicale, interpretarea ta poate să fie mult mai bună, mult mai calitativă și poți încerca să ai vise mult mai mari. De aceea îmi amintesc cu mare, mare drag de tatăl meu și mă emoționez tare mult, fiindcă tatăl meu, din păcate, nu mai este printre noi și vorbind despre lucrurile astea înseamnă foarte mult pentru mine, având în vedere că și știind că nu mai este printre noi, știu că n-am trecut peste acest moment, nu am plâns la mormântarea tatălui meu și n-aș vrea să plâng acum. Deși știu că el și-a dorit foarte mult ca eu să fiu pe scenă, să ajung un mare artist și încă lucrez la acest vis al tatălui meu, este și visul meu. Și cu siguranță voi încerca să-mi îndeplinesc toate dorințele în momentul în care, chiar dacă vor fi foarte multe obstacole, și într-adevăr au fost foarte multe obstacole, atât în carieră cât și în viața personală, dar dacă privești spre viitor, cu siguranță nu trebuie să trăiești din trecut și cu o dragoste foarte mare pentru muzică poți reuși. Tocmai de aceea îi sfătuiesc pe copiii care au acest har de la Dumnezeu, pentru că poți învăța muzică, dar dacă nu este harul de la Dumnezeu, nu poți face foarte multe și nu poți reuși în viață. De asemenea, consider că părinții au un rol foarte important. Și când spun asta, mă refer la faptul că copiii, la început, trebuie să fie motivați, trebuie să fie implicați în ceea ce își doresc să facă pe viitor. Și nu este ușor. Este un drum lung de parcurs, însă dacă îți dorești cu adevărat acest lucru, cu siguranță vei ajunge la un punct în care să spui: da, am reușit.